găsit de respectatori. Am onoarea deosebită de a prezenta un oaspete de seamă al emisiunii noastre. Este vorba de Onofrio Micolis din Toronto, Canada, președinte al organizației Viața creștină TV Internațional. Bine ați venit. Thank Mulțumim foarte mult. Suntem bucuroși să fim din nou cu dumneavoastră. Uh, Mulțumim că ați acceptat invitația. Thank you for accepting our invitation. Um, you you make us feel special ne face să ne simțim speciali. I I said last time I was with you that uh, uh, really uh, we appreciate this beautiful country. De la trecută când am fost împreună cu dumneavoastră, am afirmat că iubim și ne place foarte mult țara dumneavoastră frumoasă. Not, on, not only the beautiful mountains and the, the the hills but the hospitality, the kindness of you people. Nu doar frumusețea naturii, a munților și a câmpiilor văzute, ci ospitalitatea și căldura oamenilor de aici. You Sunteți oameni calzi care ne face să ne dorim să rămânem aici. If you continue to be so kind, we might just Move in and stay with you. Dacă veți continua să fiți oameni care să ne primiți cu aceeași căldură, se prea poate să ne dorim să rămânem cu dumneavoastră. Vă invităm să o faceți cât mai repede. Lângă dumneavoastră este domnul Florin Dumitrache, interpretul dumneavoastră, traducătorul dumneavoastră. Îi zicem bine ați venit și vă mulțumim că ați sărit în ajutorul nostru. Mulțumesc și eu. Și nu în ultimul rând este domnul Reynold Ratledge, un cântăreț de seamă care se va prezenta singur intonând un cântec răsărit ceresc care vorbește despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Să-l urmărim. Morning, when our Lord will take us home. What a great, great celebration! One like we've never known. I have read in the Bible how our savior. revenim și ne bucurăm încă o dată că ați acceptat să fiți cu noi. Rămăsesem în emisiunea precedentă la o situație dramatică petrecută în Italia. Deci a fost un cutremur de pământ în noiembrie 80, în care dumneavoastră ați fost participant. Cum a făcut Dumnezeu ca dintr-un lucru rău, dramatic, să izvorească anumite binecuvântări pentru oameni, chiar pentru lucrarea lui Dumnezeu? The Bible, the Bible tells us that we don't know what's going to happen you know we 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 were there in, uh, in Naples with a plan scriptura that spune că uh, Dumnezeu poate purta de grijă moduri în care noi nu ne dăm seama vedeți noi eram în Napoli cu planul nostru cu programul nostru we thought to go with our tv equipment through the excavation of the old city of Pompeii Aveam planificat, să mergem împreună cu echipa de filmare printre ruinele vechiului oraș Pompeii. Never could I have imagined that we would be walking through the ruins of this tragedy. Niciodată nu m-aș fi gândit că avem să umblu în acele zile prin ruinele acestei tragedii. Uh, building three stores high that they were just flattened the ground. Clădiri de trei etaje uh, aduse la nivelul pământului. Uh, people still crying underneath, but no one could do anything to help. Să auzim oameni strigând de sub dărâmături și ne fiind de ajuns să 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 fie acolo. Uh, in 1 minute and 39 in 30 seconds, uh, the meaning of uh, many things in life became uh, different. Într-un minut și 30 de secunde, pentru mulți oameni, sensul vieții s-a schimbat. I aduc aminte că îndreptându-ne spre zona în care avusese loc în care era epicentrul acestui And Am fost printre primele televiziuni care am ajuns la locul acela. national television was not giving yet any information because it was not known what Bet it was. It had happened late at night. Nici măcar televiziunea națională nu a avut imagini filmate chiar de atunci pentru că cu a avut loc în miez de noapte. As ne spre epicentru, aveam nevoie de combustibil și nu era nicio uh, stație din care să benzinărie din care să ne putem we, we, arrived, de, we arrived in a village. Am ajuns într-un sat. And uh, somebody said if you go to that place there is a gentleman that's got a truck he might be able to have some diesel for you. Ni s-a spus că dacă ajungem în în acel sat unul dintre localnici are uh, un camion de la care putem împrumuta niște motorină. So we went there and we waited till the the owner came. Și am ajuns la locul de care ni s-a spus și am așteptat să vină proprietarul. Când a ajuns la noi și a pornit, a încercat să-și pornească and mașina. He bent on the steering wheel. Și s-a lăsat și a lăsat capul peste volan. He said, Go and take whatever you want. Și ne-a spus, mergeți și luați tot ce aveți nevoie. It is a big tragedy. E o mare tragedie. All at once, things that he had were not important. Dintr-o dată, toate lucrurile pe care le agonisise nu mai aveau nicio importanță. So we realized how bad it was. Abia atunci ne-am dat noi seama cât de rău stătea situația. the telephone lines all destroyed. Liniile telefonice toate distruse. They came to connect the first telephone line there and I was the one to use that line for the first one când au sosit cei care puteau să repare rețeaua de telefonie, au fost primii care am putut să o folosim. And I called the Christian Television Station in Canada. Și prima convorbire a fost cu stația noastră creștină din Canada. And the program was live going on. Așa că programul a fost transmis în direct. So we gave the information not only to our Christian friends but throughout the country of Canada. Așa că am putut să transmitem informații proaspete nu doar fraților noștri, ci întregii țări, întregii Canade. That same night, a big television network got in touch with me in Italy. În aceeași seară ne-a căutat o rețea de televiziune mare din And Italia. And they asked me to go back to Italy immediately, to Canada, with whatever footage we had. Și ne-a rugat să ne mergem în Canada cât mai repede cu tot ce am reușit să filmăm. I got on the plane, I arrived in Canada. M-am urcat pe avion, am ajuns în Canada. I didn't even have a chance to go to my home. N-am nici măcar n-am avut șansa de a trece pe acasă. But in two days that I was in Canada. Și în cele două zile cât am stat în Canada. We did more than 40 different programs. Am 40. putut să facem mai mult de 40 de emisiuni. Radio, télévision, newspapers. La radio, televiziune pentru ziare. And I went back to Italy. Și apoi am vrut în Italia. But before going back to Italy. Dar înainte de a mă reveni. We established a fund so that people could send money to help us to be rebuilt. Am deschis un fond de urgență pentru a ajuta oamenii în nevoie din Italia. And because of that, we were Able to go and build houses. Și uh, datorită deschiderea acestui fond am putut să ne reîntoarcem în Italia și, și să ajutăm la reconstruirea caselor. Little did, did Puțin știam pe atunci că prin aceste evenimente Dumnezeu mă pregătea pentru o lucrare mult mai mare ce o aveam plan pentru mine. God always uh, is always ready to do something new. Dumnezeu este întotdeauna gata să facă ceva nou. But he needs to train us. Dar pentru asta are nevoie să ne pregătească. He prepares us. Să ne antreneze. Uh, the, the network asked me to become their correspondent for the next 10 days. Uh, această rețea de televiziune din Italia m-a rugat, mi-a cerut să fiu corespondentul lor so, pentru următoarele so 10 they, zile. They trained me how to report back și m-au învățat cum să trimit reportajele care le realizez acolo înapoi la centru. for Global Television Network. Și la sfârșit trebuia întotdeauna să mă prezint, aici este Onofrio Micolis de la locația în care se găsea, pentru televiziunea respectivă. But I changed a little bit. Eu am schimbat un pic ce trebuia să spun. I would say, this is Și spuneam, <amestră> eu sunt Onofrio Micolis. Al vivere al 100%. De la emisiunea Trăind 100%. Reporting for Global Television Network. Reportăm pentru, raportăm pentru uh, acea televiziune. During those 10 days. În timpul acestor 10 zile. The television program became very well known. Uh, acest post de televiziune creștină a devenit foarte cunoscut. And God used that event și Dumnezeu a folosit acel eveniment to bring the television into Italy. ca să aducă ideea de televiziune creștină în Italia. And I when God us to start in Rome. Și nu-mi venea să cred când am văzut cum Dumnezeu călăuzește lucrurile și am putut deschide o televiziune creștină în Roma. Așa că de acum a să fim trei ore pe săptămână în Roma. And then the Lord added another station. Și apoi Dumnezeu ne-a să deschidem o altă stație. Again de... another station. Și o altă. I remember how excited we were when we were on five different stations. Mi-am adus, să mi aduc și acum aminte câtă fericire aveam în suflet când aveam funcționale 5 stații de televiziune. We were up to 32 stations. A acum avem deschise 32. Throughout Italy without ever paying the time pe tot cuprinsul Italiei fără să trebuiască să plătim timpul de emisie. La vremea potrivită am reușit să construim și un pare, pare studio întreg. în 1991, dacă pe site am găsit anul corect. Uh, yes, Potriva. exactly, exactly. Da, exact. You are well informed, sir. Sunteți foarte bine informați. <laughs> yeah. And uh, yes, and and because now we had uh, our own television studio. Și pentru că acum deținem și studioul De and we had also a huge television truck. Și avem cu noi și un camion mare pentru televiziune specială. 1 million dollar worth of television equipment. Și echipament în valoare de peste 1 milion de dolari. Cum ați ajuns la un astfel de echipament? Oh, uh, that, 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 that was a, quite a story. Uh, o adevărată povestire. David Maine's bought the truck from a Catholic nun in the United States. Uh, David Mains, de care am povestit menționat și în emisiunea precedentă, a cumpărat acest camion mare de la o călugăriță catolică din Italia. But uh, after that he bought it, și după ce a cumpărat, he uh, that he could not it into Canada. De-abia după ce l-a cumpărat, a aflat că nu are nicio șansă să-l importe, să-l transporte către Canada. There was some kind of regulation that that particular truck could not come into Canada. Era parte din legea rutieră canadiană care interzicea să aducă camionul de tipul acela pe străzile Canadei. Because we had a desire to help Europe to develop Christian television. Și pentru că atunci ne aflam în mijlocul planificării, plin de dorință de a ajuta televiziunile europene creștine, so Europe. l-am trimis înapoi în Europa. Dar ne costa un sfert de milion de dolari în fiecare an să-l putem menține. Și devenea mult prea costisitor ca să țină acel... Uh, so one day I said, "I'll give you fifty thousand dollars, and you give that truck to me." Așa că -am făcut eu -mi -mi -e camionul. Some people ridiculed me, said, "You wish you could get that." But David Maines and other people said, "I think we should give it to him." Însă proprietarul și cei care erau în bord de conducere au spus nu e o idee rea să îi vindem mașina. Și când s-au decis să facă vânzarea, mi-am dat seama că am nevoie de mult echipament înăuntru and acestui vehicul și au fost deschiși să pună echipament de filmare în mașină. Și ne-au dat acest echipament înțeleși fiind că îl vom folosi pentru a ajuta în televiziuni din alte țări. start do programs in Greece. Așa că am început să facem programe emisiuni în Grecia, în Israel, în Holland, în Olanda. Uh, in Switzerland in Elveția. So we did many programs. Așa că am făcut o grămadă de inițiative. And um, so we were learning and we were helping others also. învățam și în același timp eram de folos și altora. So we were involved in doing programs in uh, 14 languages. Așa că uh, eram implicați în crearea de emisiuni în 14 limbi diferite. I became known as an expert in the și profesând în felul acesta am devenit cunoscut ca un profesionist în special în emisiunile făcute în alte limbi. By the way, that truck ended when we don't use anymore ended not too far from here. Uh, dacă mi se permite o mică informație, vehiculul de televiziune despre care vorbim și uh, a sfârșit activitatea nu departe de aici. L-am dăruit cuiva din Bulgaria. So, because of television, I was invited to go to Calcutta. Uh, datorită investirii mele în televiziune și uh, slujbe mele în cadrul televiziunii, am primit invitație de a. a uh, construim un post de televiziune în Calcuta, în India. În 1989 s-a întâmplat acest lucru. Vreau chiar să vă întreb cum ați început să lucrați și în India, într-o țară atât de săracă. I would have never gone to India. Nu aș fi ajuns niciodată în India. I was on a board of directors of a mission in India dar iaram bordul un de eram parte din bordul de directori a unei misiuni care se investea în India. And they wanted me to go to India. Ei au dorit să merg în India. And I said no, I'm not interested. Și le-am spus nu, sunt deloc interesat. I knew that India was not a beautiful country to Ştiam visit. Știam că nu este o țară foarte frumoasă de vizitat India. But when a gentleman came to my office Însă când un domn a intrat la mine în birou and said come to Calcutta, help us to start Christian Television. Cerându-mi, invitându-mă să plec cu dumnealui înspre Calcuta și să-l ajut la deschiderea unei televiziuni creștine. Because I believe in television. Datorită faptului că eu cred în televiziune. I believe in helping people like you. Cred în a ajuta oameni care vor să dezvolte televiziuni, așa cum dumneavoastră I, faceți. I don't need to be in front of the camera myself. Nu am nevoie să fiu eu în fața camerelor de lua vederi. But I get excited about people doing Christian television. Dar mă bucur întotdeauna când întâlnesc cu oameni care vor să deschidă televiziuni creștine. So when I got that invitation, așa că atunci când am primit această invitație, immediately I said yes. Am spus da imediat. We set the date. Am fixat data. And there I was on my way to India for the first time. Și iată-mă pe drumul spre India pentru prima dată. I didn't know that

Un miros îngrozitor peste tot. I'll never forget the the sound of little bells I heard. Nu s-a uit niciodată uh, sunetul atâtor clopoței care And I what is the sound? Și am întrebat de unde vine zgomotul ăsta. And I was told the lepers are coming. Și mi-au spus leproșii sunt aici. Uh, I knew from the Bible about leprosy. Citiam uh, citeam, uh, în Biblie despre leproși. And then I looked and there were five lepers coming. Și când mi-am întors capul, veneau înspre mine cinci astfel de leproși. Fără să știu că nu mult timp după aceea Dumnezeu îmi va da curajul și dragostea față de leproși și să ajung chiar să îi strâng în brațe. To